După ce Denisa Ciulinaru și Alexandru Chiriță și-au dat demisiile din funcțiile de consilier local ai municipiului Călăraș, Melania Vulpoiu și Vasile Petrache au fost nominalizați de PSD Călăraș pentru a prelua mandatele de consilieri locali. Miercuri 24 aprilie, mandatele au fost validate și votate în ședința Consiliului Local Municipal. Proces verbal încheiat azi 24.04.2019 de Comisia de Validare din cadrul Consiliului Local Municipal Călăraș. Comisia de validare alesă de Consiliul Local al Municipiului Călăraș, în ședința de constituire din data de 23.06.2016, a examinat în conformitate cu prevederile articolului 31, alinia 3 și 4 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, legalitatea mandatului doamnei Vulpoiu Melania. Comisia de validare constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate. Procesul verbal încheiat astăzi, 24.04.2019, de Comisia de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Călăraș. Comisia de validare alesă de Consiliul Local al Municipiului Călăraș, în ședința de constituire din data de 23.06.2016, a examinat în conformitate cu prevederile articolului 31, alinia 3 și 4 din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, legalitatea mandatului domnului Petrache Vasile. Comisia de validare constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate. Subsemnata Vulpoiu Melania, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Călăraș, județul Călăraș, în conformitate cu prevederile articolului 32, aliniat 1 din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Domnul Petrache. Subsemnatul Petrache Vasile, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Călăraș, județul Călăraș, în conformitate cu prevederile articolului 32, alineatul 1, din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mai e vreo consilier?